Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, primăvara a venit și în Franța. Emisiunea Sportul de Franța, Viorel Paisan și Dan Olaru. Vă doresc o primăvară frumoasă. Împreună cu emisiunea SDV TV vă invităm să rămâneți alături de noi în continuare cum ați făcut-o și până acum. Sloganul ziarului Sportul de Franța sună în felul următor: sunt mândru că sunt vrâncean. E adevărat că tot ceea ce vrem să prezentăm am dorit și sperăm să ajungem acolo unde a ajuns și Ali Moldoveanu, la titlul suprem, acela de campion olimpic. Până atunci vă dorim toate cele bune, rămâneți alături de noi, vizionare plăcută. Numai bine! Și am mai așteptat și colegii care au venit din teritoriu, vorbesc de performerii, de sportivi,
antrenorii de la Panciu, de la Jur și din alte colțuri ale județului Vrancea, numai din municipiul Focșa. În timp de toate vom face prezentările echipei, după care vom derula programul nostru. Vrem să rămâneți și eu cu amintire plăcută, să vă țină cel puțin această amintire până la anul când vom avea ocazia să ne prezentim mult mai bine, noi nefiind de câteva luni născuți și tocmai de aceea sperăm ca până la anul lucrurile să fie mult mai bine pregătite și atunci sperăm să ne dați o vădă pe măsura timpului pe care l-am avut la dispoziție. Echipa Sportul de Vrancea are ca președinte de onoare pe domnul inginer Andrei Tănase, fost sportiv de performanță, actual om de afaceri, a fost și este alături de clubul Juventus, care este și editorul ziarului, ca președinte, dânsul fiind președintele de onoare al publicației. Domnul Zanfir Teodorescu, directorul publicației, Viorel Paisacel, care vă vorbește și care în momentul acesta are venit la funcție de director executiv, colegul meu și fostul meu elev și spun că, iată, colegiul Unirea a dat niște rezultate și pentru mass media sportivă din județul Vrancea, fratul Șelu, care a mai ținut minte acum câțiva ani, făcea cea mai bună și cea mai ascultată emisiune la Unicul Radio. Probabil o să vă spunem mai multe, în acest moment are funcția de redactor și șef al ziarului. Domnul Petrică Butuc, care se află pe drum, de aceea am tot stat cu telefonul la ureche, este, să spunem, redactorul care a predat ștafeta, redactorul șef care a predat ștafeta lui Vlad, pentru că de timp a făcut un schimb de generații, dânsul fiind în acest moment și director la un alt cotidian din județul Vrancea. În acest moment el a rămas membru al echipei noastre, dar funcția de redactor onorific. Domnul Valentin Ceapălău, care este aici lângă mine, tehnoredactorul, cel care reușește să facă minuni în ceea ce privește culoarea, așezarea paginilor și tot ceea ce vezi dumneavoastră pentru ca să vă bucurați în fiecare marți și vineri. În colțul opus este colegul Romulus Buzețelu, cel care pe ultima pagină știți foarte bine să pregătește la fiecare număr calendarul creștin ortodox, pentru că întotdeauna noi sportivi ne suntem credincioși, ținem oarecum la aceste lucruri ortodoxe și întotdeauna Romulus pregătește așa cum trebuie această rubrică, o să aibă și el cuvântul. De asemenea, în sală se află și colaboratorii noștri mai tineri pe care îi vom aprecia în această seară, la momentul respectiv, vorba de Sorina Ionaș, Adrian Strâmbu și Laura Glaza. Și bineînțeles să-i pomenim și pe reporterii care în momentul acesta se desfășoară ajutând de cursuri școlii de presă Sportul de Vrancea, Oana Apostu, Viorel Lazar, Eugenia Conța, Romina Coman și Elena Ilie. Alături de noi, întâmplător, tot un fost absolvent al Colegiului Național Unirea, un sportiv de performanță, actual om de afaceri, reprezintă firma Cotlin Focșani, probabil că ați auzit, a mai fost implicat în activități sportive în acești ani, Liviu Macovei, aici în Vlad Plășceanu, care vă salută în această seară în calitate de sponsor oficial al evenimentului. Aș vrea fiecare din colegii mei să spună câteva cuvinte, după care să începe manifestarea propriu-zisă. Eu, bună seara și bine ați venit, așa cum a spus Ionel, numele meu este Vlad Plășceanu, sunt redactorul șef al Sportului de Vrancea, ca și ceea ce se întâmplă în această seară, ca și istoria Sportului de Vrancea, cu toții știți, a apărut în luna august a acestui an. Am spus-o cândva într-un editorial din paginile ziarului, a fost o idee nemaipomenită, Ionel m-a sunat în urmă o întrebare simplă, dacă există sport în Vrancea. Răspunsul îl aveți dumneavoastră în această seară prin prezența dumneavoastră aici și vă mulțumim. Iar ideea acestei gale este aceea de a premia performanța sportivă la nivelul județului Vrancea. Nu dorim să concurăm cu nimeni, deși am putut să o face cu Brio, știți bine, să spunem, ca cea nouă care s-a întâmplat săptămâna trecută. Ceea ce ne dorim noi de la această gală, de la anul viitor și de la anii viitori este să reflectăm într-un mod cât mai corect, cât mai obiectiv ceea ce se întâmplă în sportul vrâncean, de la nivel gimnazial până la nivel de performanță, pentru că Vrancea avea, are și va avea nevoie de un ziar de sport, un ziar al său, care să reflecte adevărata performanță, cu
inerente cu începutul, să spunem, de rigoare al acestui an, să sperăm că de anul viitor vom fi și mai puternici decât am fost în 2007, vom reuși anul viitor să facem o gală și mai puternică, în care să premiem în continuare performanța, pentru că, după cum vedeți, această seară, la nivel de performanțe, județul Vrancea a avut nenumărate performanțe, care, din păcate, nu știu, mă gândi la ceva să vă spun, nu a fost premiată la nivelul optim și oportun de către forul îndreptățit să o facă și mă refer aici la direcția lui Petrică, parcă, nu? Deci, în această seară o să primim, repet încă o dată, performanța la nivelul sportului vâncean. Vă se dau cuvântul sponsorului din această seară, lui Liviu. Mulțumesc mult! Pare bine că reușesc să dau aceste premii unor oameni care cât de cât de mare performanță. Știu că este foarte greu. Am trecut și eu până asta, până la 17-18 ani și sper ca sportul vâncean, mai ales prin performante de echipe, să fie să ajungă cât mai mult. Vă mulțumesc! Ziarul se tipărește într-un alt oraș și deocamdată Județul Vrancea nu avem posibilități tehnice pentru că Vrancea nu are o imprimantă rotativă. Și atunci am apelat la o altă tipografie din alt județ. În sfârșit, cum e la primul număr, emoțiile erau foarte mari, ne-am urcat în mașină să plecăm, eram jumătate din echipă și vreau să vă spun că am avut un mare noroc pentru că la un moment dat o căruță a intrat pe drumul european, dar cumva cu o traiectorie care nu i-a permis să vedem la momentul respectiv și ochiul de pisică, triunghiul repetorizat. În ultima clipă ne-am învârtit de vreo 4-5 ori pe șosea. Norocul mare, noroc a fost că din sensul opus nu a mai venit nicio mașină, dacă ar fi fost un utilaj mai greu sau o mașină mai mare, nu mai apucam să avem ocazia să scrim astăzi cu o curbănă. Credem noi că acea curbănă pentru noi a însemnat, de fapt, momentul pe care l-a depășit și iată, era și domnul făcut o mașină, eram și eu, dar ați văzut. Domnule Petrică, mulțumim că ați venit. Vă rog să scuzați pentru întârziere. Am venit să vă salut și să mă retrag, pentru că după ce n-am mai fost reacu șef la sportul de Vrancea, am devenit directorul Ziarului Șansa Vrânceană. Și sunt în momentele în care se oprește numărul 21 la Șansa Vrânceană. Adică, în momentul ăsta, de pe redactor, așteaptă să punem pe pagină ultimele să punem ultimele trei pagini pe calculator și să le trimitem la tipar. Domnul Văzor, de rog Paisan, care este chiar foarte bun și un foarte inimos, a prelatat întrebarea aceea de început. Probabil că a fost momentul în care ni s-a transmis un găuat. Să continuăm ceea ce facem bine, răspunde unei necesități. Apariția sportului de Vrancea a răspuns unei nevoi care exista pentru Vrancea și care trebuia să-i se răspundă.
sportul vrâncean, trebuia ajutat și profesionalitatea de specialitate. Echipa care a făcut și care face în continuare sportul vrâncean este în măsură să-și ducă programul până la capăt, asta însemnând numele multe de ziua, care se reflecte fenomenul sportiv vrâncean, să ajute dezvoltarea sa, are echipa de acolo, are un concept foarte bun, cu postele la liceului Unirea, dacă probabil că v-ați visat scurtul ăsta mai devreme, Vlad Tărceanu, un ziarist foarte bun și un sportiv. Un fort sportiv foarte bun, acum se pare că nu mai face foarte mult sport, că a luat greutate. Asta este dovada că nu mai face mult sport, decât avem o tablă sau șa. Să spunem că doar că spun fiecare număr de sportul de la. Bine. Are de asemenea un director care se bate cu mai puțin pot să facă în Franța pentru menținerea unui ziar care se face cu bani mulți. Orice ziar este consumator de bani, nu aduce bani, un ziar de după sportul de bani. Și ceilalți colegi, domnul Vale Ceacolău, care face foarte multe lucruri, inclusiv de redactare de ziar, face ca un profesionist foarte bun și care poate ajuta în continuare echipa de la sportul de Francia să își ducă programul la văd în sală, pe lângă mulți salute profesori și antrenori de sport cu care am avut plăcerea să și colaborez în această perioadă. Văd de asemenea la ajutor de sport pe care îi salut și pe care îi rog să nu neapărat să fie alături de sportul să fie alături de sportul vrâncean și să-și respecte cel puțin ca și până acum sportul, ziarul sportului vrâncean. Vă mulțumesc pentru că ați făcut lăbuința să mă ascultați și vă doresc o seară bună, frumoasă și bună. Este de muncă, într-adevăr, dar dânsul a avut cele mai bune idei, cel mai mare ajutor l-am primit de la domnia sa, pentru că are experiență în acest domeniu. De aceea sperăm în continuare să rămână alături de noi și noi să ne continuăm programul din această seară. Vă spuneam, vom avea și un moment în care sonorul pregătit, vom începe să prezentăm un moment mai deschis. E vorba de primirea unei echipe de copii, care e și campioană județeană, e vorba de echipa Juventus Focșani, copii născuți în 1996, pe care o să-i invit aici în fața dumneavoastră, să-i cunoașteți. Sunt niște băieți de Sprabi. E vorba de Cristian Emanuel. Deci rămâne Maria de Emanuel. Cristian Emanuel, care se află aici primul în fața mea și primește o diplomă. O să vă citesc imediat. Este vorba de diplomă de apropiere. Se acordă sportivului Cristian Emanuel, grupa 1996, pentru apropierea școlii de fotbal provincială din cadrul grupului Juventus Focșani, promoția decembrie 2006, cu calificativul foarte bine. Se acordă sportivului Cristian Emanuel, titlul de lucru de onoare pentru întreaga activitate și pentru toate obținute pentru Juventus Focșani. Ei, în acest moment, sunt campionii județeni la mini fotbal, repet, grupa 1996. De asemenea, celor campion județean. Deci, de. Cristian Andrei. Felicitări, Andrei. Domnul Dragoș Dăpânt, care este din Tucești, tatăl lui a făcut global și probabil și el, fiind capitanul echipei, a participat de la o portată de pentru timp, va atinge, de ce nu ai pune tatăl tău, da? Tatăl Ingrid, felicitări din plăci. Iordache Cătălin, Beneș Paul, conchitor, fundaș, de nădejde a fost Paul Evărcean.
Din timp, Robert, important ai putea să ajungi la locul. Felicitări. Alexandru Bușan, un stângaci bun. Și nu în ultimul rând, Mihai Bălănici. Ei sunt trupa 1996. Ceea ce se aude... imn care a apărut, să spunem așa, după versurile regretatului poet Florin Muscaru și dacă recunoaște vocea, un fost elevat meu, un mare sportiv, Ionuț Dubureanu, actual preșorit al formației provinciale din Bocșani, cei care au făcut muzica ei. Momentul acesta nu este ales întâmplător, pentru că Școala de Fotbal Universitatea Bocșani în acest moment pregătește copii doar până la 12. La fel ca și anul trecut, și anul acesta, clubul va trebui să-și continue activitatea. Clubul Universitatea Bocșani a ales. În acest moment, înfinte Maria Muntaru, aici în față, Maria Muntaru, care de asemenea este fost elev al Colegiului Național Unirea, fost jucător la echipa Unirea Bocșani și actualmente antrenor la Clubul Sportiv Municipal. Maria Muntaru este antrenorul grupei 1996 de la Clubul Sportiv Municipal și credem noi că în acest moment traiectoria cea mai benefică pentru performanțele acestor copii este Clubul Sportiv Municipal Bocșani. Următorul antrenament îl vor face probabil cu Marian când îi va anunța. Pentru mine misiunea mea aici s-a terminat. Este un moment greu și pentru mine și pentru ei. Eu i-am pregătit deja, le-am spus că trebuie să meargă mai departe, indiferent ce acțiuni vor avea, indiferent ce grup vor apăra, ce culori ale grupului vor apăra, ei trebuie să meargă mai departe și Marian Muntaru este cel în care căruia îi dau în continuare ștafeta și îi acord această credere. Marian, nu are valoare, cred eu, n-au.
știți foarte bine că Jocurile Olimpice antice ofereau campionilor olimpici o cunună de laur din ramurile de măslin. A fi campion și a fi recunoscut de meritele sunt mult mai importante decât orice culoare a unei medalii de serios sau orice valoare a unui premiu material. Care vă rog, drept pentru care vom începe, sunt mai multe secțiuni. Secțiunile pe care le-am gândit noi, le veți vedea în continuare, prezentate de către colegul meu, Vlad Plășean. Care da coșul. Așadar, încă o dată, în comentarea, aș vrea să-i felicit și eu pe micuții de la Iubitul Scoșean, poate cei care peste 10 ani vor prezenta noua formă a fotbalului Scoșean, de ce nu o nouă formă în fotbalul românesc. Și pentru că suntem acest aniversar, așa cum vă spunea și colegul meu, Fiorel Paisan, important că sunt premiile, sunt laurii, sunt faptul că ești recunoscut. Ceea ce ne dorim noi, începând din acest an, este să ajungem peste 10 ani, nu știu cei mici, vor fi la vârsta majoratului, să putem spune că vom avea o anchetă de tradiție, așa cum sunt anchetele naționale realizate în România legate la sportului sau în țările europene de transport, de echip sau juridic sportiv. Pentru că am avut mai multe ediții, vom începe cu domnul edililor, ca să spunem așa, iar din partea sportului de Franța, în 2007, un premiu pentru merite în sprijinul sportului francean, categoria edil, se oferă primarului municipiului Focșani, domnul Decebal Pacinski. Acolo este sportul de Franța, pentru că putea face de archivă. Și
Și să vă spun că domnul primar Ion Petre a făcut în Paciu ceea ce nu s-a mai făcut de aproape 20 de ani. Dacă vreți să vă convingeți, sunt doar mici 30 de km, nu? Până la Paciu. Veți avea ce vedea. Eu vă garantez acest lucru. Dar urmă, dacă trebuie să spun ceva, primar, domnul primar. Domnul primar, nu vreau să spun de domnul prezent în această seară. Și sper la anunță din tot acest an, aici cu fața dumneavoastră, să fie mai mult sportiv de la Jumaciu, premiat decât vor fi în seara aceasta. Și urem să redacție sportului de Vrancea și viață lungă. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi și urmăriți la am ajuns la secțiunea consilieră care sprijină sportul. Așadar, de la autorității publice locale, se acordă premiul Sportul de Vrancea 2007 pentru susținerea sportului vrâncean, secțiunea consilierii, domnului consilier Victor Răgoșan. Vreau să vă informez că domnul Victor Răgoșan împreună cu o echipă de consilieri deosebiți, având alături de domnul Gabriel Cordeanu și nu numai, a reușit o premieră pentru sportul vrâncean. E adevărat că la foarte mulți ani după Revoluție, multe orașe și chiar reștițe președinte de-au luat înainte, dar nu-i târziu, și măcar în ceasul 12-lea, că consilierii, având impune pe domnul Rădușeanu, domnul Corneanu, au reușit să înființeze clubul sportiv municipal Moșiani. Felicitări! Domnul consilier, dar și mult! Anul 2.
2007 în județul Vrancea a fost una benefică. Să sperăm că la anul nu vom da dublu premiilor de anul acesta. Și premiul Sportul de Vrancea 2007 pentru merite de excepție în activitatea sportivă județeană, secțiunea președinte a asociației, se acordă doamnei profesoare Maria Lucan. Pune pote, aș vrea să
contribuim împreună asociația sportive, ziarul, să contribuim la promovarea și la rezultate cât mai bune pe tărăuță. Vă mulțumesc, vă doresc viață cât mai lungă și tot ce e mai bun în noi am ce vin. Mulțumesc mult! Mulțumim și noi, domnul profesor! Aș spune, aș începe cu cel care de 3 ani de zile este aproape de tot ca vorba Bușenea, s-a luptat, a instruit să fie aproape de echipă și să sprijine echipa care a promovat în Liga a doua la fotbal, a promovat o echipă în Liga întâi la futsal, păcat că nu știu de ce nu am mai continuat să avem această echipă de fotbal, așadar pentru Sportul de Vrancea 2007, la secțiunea președinte de club, domnul Dan Dumitru. La un moment dat spunea domnul Dan vis-a-vis de investitori în fotbal și nu numai neapărat în sport în general, vis-a-vis de sumele care se investesc. Vreau să vă spun că domnul Dan nu vrem să facem noi o ierarhizare, dar spunem că este printre primii ca și valoare investițională în sportul vrâncean, pentru care noi felicităm, îi mulțumim, se dea Dumnezeu sănătate și familiei, pentru că are un băiețel care ar fi vrut să vină la Juventus, dar că a trecut la acest nivel foc. Dar e bine că face sport. Domnule președinte, bine v-am luat. Eu personal sunt o nu știu dacă este primul trofeu de viață mea, pe când sunt implicat în sport. Ar dori, poate că cei din fază de să știu, noi am avut o sprijină morală și organizatorii din partea lumii noastră, Brășteanu, ne-a ajutat să facem site-ul și am mai ajutat să facem și mulțumesc mult de acestare la gala sportului de Vrancea. Sportului de Vrancea, gala respectivă de care vorbești și organizator de tine și eu nu am zis cum ne ridicam pe stăvite sau gala de pentru că nu știu, mi se pare totuși că răutate orice gală și orice se poate face pentru sport, este bine venită. Eu zic că chiar dacă la gala sportului Vrâncean au mai multe încercători, nu totuși cred că cuvântul ca cea mare este cam greu și cred că sunt mai mulți de acord cu mine în sală. Sunt de acord că sunt niște scăpări. Pe această cale, eu urez tuturor sportivilor angajamente, conducători de lucruri care mai sunt în sală și asociații sportive, le urez să vă dor fericite și un an nou cât mai bun și le doresc și sfătuiesc pe toți să caute soluții, să avem în județul Vrancea cât mai multe echipe de seniori. Pentru că dacă vor, la toate sporturile mă refer aici și partii și eu am participat, eu știu, pentru că dacă vom vorbi în fiecare an de echipe de juniori, nu știu cât putem vorbi de performanță. Atâta timp cât nu ne putem păstra sportivii în județul nostru. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Vă doresc încă o dată să vă văd fericit. În sportului de Vrancea 2007 se acordă și domnilor Petre Apălâcu și Florin Stoica. Domnul Petre Apălâcu. Îi mulțumim, continuăm.
secțiunea profesori de educație fizică și sport, pentru că, așa cum am spus, sportul de Vrancea reprezintă și activitatea sportivă la nivel de gimnaziu, licee și, să spunem, etapa pregătitoare a sportului de performanță. Premiul Sportul de Vrancea 2007, secțiunea profesori de educație fizică, se acordă doamnei Vica Mică. Chiar și în acest moment se pregătește gala. Bună seara! Mă simt deosebit de onoare că mă întâlnesc cu colegii mei, că suntem în același așa număr mare. Vă felicit pentru faptul că, în sfârșit, voi, profesorii de educație fizică, răspundăm ușurați și suntem convinși că tot ceea ce se întâmplă, ca și politica sportivă la Cluj Județ, mulțumim foarte mult pentru faptul că ne vedem foarte și Olimpiada Națională a Sportului Școlar nu a rămas ca o sură integră a sportului de performanță. Până la urmă, partea de mare a sportului de performanță o reprezintă sportul de masă. Vă felicit pentru rezultatele pe care le-ați obținut. Pentru rezultatele pe care le-ați obținut, am trecut. Vă mulțumesc pentru faptul că atunci când am avut nevoie de organizație, sunt prezent. Vă urez multă, multă sănătate, să vă dor fericite și dacă mă mai vine aici, sunt și câțiva sponsori. Mulțumim frumos pentru sprijinul pe care mi l-a dat o de câte ori. Vă cerem sprijinul, ajutorul. Este în sala aici ceea ce nu s-a întâmplat în altă și o reprezentantă a Damsului Cotin, care mi-e foarte aproape de suflet și mă bucur că te văd aici. Doresc încă o dată un an bun și să ai rezultate cât se poate de bune și la învățătură și la sportul pe care îl practici. În finalul vostru, vă rog fericite, să ne vedem sănătoși și la anul și să avem rezultate din ce în ce mai bune. Secțiunea profesorilor de educație fizică și sport, așadar, merite deosebite pentru activitate. În anul 2007, premiul Sportul de Vrancea se acordă domnului Cătălin Ionescu. Domnul profesor Cătălin Ionescu este un tânăr profesor care, mai nou, este și membru în cadrul Asociației Olimpice Române, filiala Vrancea. Dânsul a participat de curând la prima ședință de bilanț, la care a participat și proaspăta filială ființată Vrancea. Domnule profesor, aveți cuvântul. Bună seara, sunt tuturor, în primul rând. Sunt membru în comitetul de organizare a Academiei Olimpice Române și chiar vreau să spun un timp de vorbă de Vrancea, pentru că m-am acordat și mă doream o rugăminte, așadar, ca să mediatizez mai mult proiectul Săptămâna Olimpică, care vom încerca să realizăm în anul 2008 și tot în această care s-a adus și celelalte caritatice, să fiu ajutat și de către colegii mei la acest proiect și la programul. Vă doresc să vă rog fericire și la mai mult. Mă repet încă o dată în această țară și spun că sportul de performanță pleacă și din școli, iar sportul de Vrancea în această seară acordă 3 premii și pentru profesorii care promovează sportul și școlar. Nu neapărat că ne aflăm aici la Colegiul Național Unirea, nu întâmplător pentru faptul că echipa de fotbal CSM Focșani a disputat primul meci din campania fotbal în licee aici la Colegiul Național Unirea, nu întâmplător pentru competițiile sportive interjudețene organizate dintre Colegiul Național Unirea și colegii din județele Brăila și Bacău, acordăm premiul Sportului de Vrancea 2007, secțiunea profesor care promovează sportul școlar, domnului profesor Cornel Moana, care este profesor de matematică. În ultimul rând, inițiatorul ultimei competiții, să spunem, care a ținut
competiții interșcolare județene, întâlnirea dintre plăcenii de la Unirea și Colegiul Plăceanu din Bacău a avut ca inițiator pe domnul profesor. Mulțumesc pentru premiul acordat. Bună seara tuturor! Bine ați venit într-o sală incompletă de la Colegiul Național Unirea. Vreau să disipim un pic atmosfera încordată care se crease. Sportul este pentru mine o stare de spirit. De-abia acum am înțeles de ce primesc premiul pentru promovarea sportului, pentru că de la acest prezid pe Vlad Plășceanu l-am promovat eu, pe Liviu Macovești, pe domnul Paisan, i-a promovat domnul Popoiu, pe domnul Ceaparu, nu știu ce, la promovare. Da, probabil. Deci, ne bucură că dintre absolvenții colegiului nostru sunt și oameni efectiv îndrăgostiți de sport. Noi, la rândul nostru, suntem. Dumneavoastră nu mai vorbesc, vă urez sărbători fericite și țineți-o tot așa. Pentru cei care l-au promovat în 2007 și care sărbători la rând să o țină tot așa, nu sunt prezenți în această seară, dar merită să-i amintim domnii profesori Marian Grădan și Valentin Roșu. Pe mine nu mă dau lipsit în această seară premiile acordate arbitrilor, pentru că și ei reprezintă un element foarte important în sport în general. Fără arbitru știți foarte bine că mai sunt întâmplări din acelea ca în curtea școlii sau ca în parcare să ne luăm la harță. Arbitrii așadar sunt cei care veghează la regulile și legile sportului. Premiul Sportului de Vrancea 2007. Secțiunea arbitrii se acordă mai multe arbitrii, dar vom începe cu doamna profesoară Adriana Rescovar. Pentru domnia sa, vreau să vă informez că doamna profesoară Adriana Rescovar este arbitră internațională de gimnastică sportivă și credem că acest titlu este cel mai diferit să ajungă la doamna profesoară. Și ajungem pe tărâmul fotbalului, unde se acordă premiul Sportul de Vrancea 2007, secțiunea arbitrii, unui arbitru care de ani de zile fluieră meciurile Ligii 3 și l-am numit aici pe Ionică Serea. Trebuie să felicităm pe Ionică pentru tăria de caracter și puterea pe care a avut-o, aceea de a reveni atunci când i-a fost mai greu. Bună seara! În primul și în primul rând vreau să pot să vorbesc tare, că se aude. Deci, în primul rând vreau să felicit sportul de Vrancea, pentru că, în sfârșit, există și la noi în județ un cotidian care se reflecte sportul în Vrancea. Acum era reflectat numai în cele două cotidiane pe care nu vreau să fac reclamă, să nu vă spărați pe mine. Deci e un lucru bun că totuși sportul în Vrancea este citit și văzut în ziarul noastră. Felicitări! În al doilea rând vreau să vă mulțumesc pentru acest premiu, să urez tuturor celor prezenți aici, oamenilor de sport în Vrancea și nu numai tuturor cetățenilor județului Vrancea, sănătate, la mulți ani, fericire și să vă dea Dumnezeu numai bine. Vă mulțumesc! Mulțumim! Fac cinste județului nostru la acest capitol. Mă refer aici la Vasile Curtă, proaspăt retras din activitatea de arbitraj și la un alt arbitru, Diviziona A, Marius Martiș. Avem arbitrii nu numai la gimnastică, nu numai la fotbal, avem un arbitru de clasă și la basket. Și oferim premiul Sportul de Vrancea 2007 domnului Dorin Răileanu. Domnul Dorin Răileanu a apărut într-unul din numele ziarului Sportul de Vrancea la rubrica Istoria Sportului de Vrancea în fotografii. Pe vremea aceea nu era legitimat și juca basket pentru școala sportivă din Focșani. O temporă, iată-l acum aici, în fața dumneavoastră, poate că a trecut ceva timp de când i s-au mai recunoscut. Noi vi le recunoaștem, vă dorim multă sănătate, să rămâneți alături de Vasile în continuare așa cum ați făcut și până acum. Vă mulțumesc foarte mult și urez asistenței să vă
întâmplări fericite, v-am mulțumit și tot ce vă doriți. Un alt arbitru premiat al sportului de Vrancea, știți cum e, cei din urmă vor fi cei din plin sau cei din plin nu sunt întotdeauna cei de la urmă. Așadar, premiul sportul de Vrancea 2007, secțiunea arbitrii, pentru merite de excepție în 2007, se acordă domnului arbitru de judo, Romelu Stoica. Dar mai mult mulțumesc pentru acest premiu, fiindcă mulțumesc celor care m-au ajutat să mă înscriu. Dar mulțumesc sportivilor.
Panciu și a dat, să spunem, partea lui, iată că vine și în rândul unui alt oraș din județ, este vorba de Maciu, de unde vine unul dintre antrenorii care primește premiul Sportul de Vrancea 2007, domnul profesor Gheorghe Catinescu. Cred eu că trebuie felicitat nu numai prin prisma faptului că are rezultate directe față de cu un sportivic cu care lucrează, dar și cu echipa pe care o conduce în funcția sa de director, într-un orășel în care tot un profesor pe care îl vom vedea curând aici în fața noastră spunea că autoritățile locale nu prea sprijină mișcarea sportivă. Noi îi asigurăm și îl asigurăm pe domnul profesor Catinescu că vom face tot posibilul ca să stimulăm autoritățile locale din ajut, ca să îi ajute și mai mult ca până acum, pentru că iată ajutul reușește, chiar dacă este mai aproape un pic de granița cu Bacău și parte simțim un pic mai departe de Focșani. Sperăm de tot sufletul ca până la urmă să înțelegem cu toții că ajutul este fragil. Doamne... În primul rând vreau să mulțumesc pentru trofeul oferit de Ziarul Sportului. Apariția acestui ziar este de bun augur pentru sportivii și tehnicieni Vrancei. Și să sperăm că rezultatele obținute de sportivii noștri vor fi la fel de bune. Aduc încă o dată mulțumiri Ziarul Sportului de Vrancea. Vreau să autoritățile, adică Municipalitatea de Alciudeană, să ia seama de tot ce s-a spus și sper că în continuare rezultate vor fi deosebite. Vă urez la mulți ani, sărbători fericite și tot ce vă doriți. La fel sportivilor pe care îi antrenați. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, primăvara a venit și în Vrancea. Emisiunea Sportul de Vrancea, Viorel Paizan și Dan Olaru. Vă doresc o primăvară frumoasă. Împreună cu emisiunea SDV TV vă invităm să rămâneți alături de noi în continuare cum ați făcut-o și până acum. Sloganul ziarului Sportul de Vrancea sună în felul următor: sunt mândru că sunt vrâncean. E adevărat că tot ceea ce vrem să prezentăm am dorit și sperăm să ajungem acolo unde a ajuns și Alin Moldoveanu, la titlul suprem, acela de campion olimpic. Până atunci vă dorim toate cele bune, rămâneți alături de noi, vizionare plăcută. Numai bine!